Cred că e o zi tristă pentru clubul Dinamo, e o zi tristă pentru suporterii dinamoviști, pentru noi care l-am cunoscut, cel puțin pentru mine e o zi extrem de grea. Se împlinesc 20 de ani, am trecut așa repede timpul, parcă ieri eram împreună pe teren, parcă ieri eram împreună la echipa națională, parcă ieri luptam împreună pentru culorile astea și e un moment greu, e un moment greu și cum am mai zis după meci, am fi vrut după acest derby să putem să-i dedicăm victoria, din păcate nu s-a putut. Sperăm ca pe viitor fiecare victorie pe care o vom avea pe teren să fie dedicată lui, pentru că a fost și va rămâne inima acestui club și inima acestui echipe. Sunt multe amintiri plăcute cu Cătălin. Un caracter deosebit. Mi-aduc aminte, ne-am cunoscut atât când eram eu la UEFA 94 al Ceafărul și jucam meciuri amicale împotriva Dinamo, antrenate de Ionuț Chirilă, în care era echipa campionă an la rând și avea meciuri foarte grele împotriva lor. După aia, bineînțeles, la prima echipă, la Dinamo și la echipa națională. Lucruri frumoase, din păcate ne-a părăsit prea devreme. Nu? Vă dați seama că Neamărin e unul care a pus mult suflet și pune în continuare și e clar că această trecere neființă a lui Cătălin e foarte greu de acceptat, nu? În primul rând pentru un părinte și în al doilea rând pentru noi care l-am cunoscut și pentru toată suflarea dinamovistă, cei care nu l-au cunoscut și n-au avut plăcerea să-l cunoască. Probabil acest sentiment care se transmite în fiecare an ar fi extraordinar să fie transmis din generație în generație, nu? Pentru că eu cred că a fost și va rămâne un idol pentru Dinamo. Păi sper că cu venirea la mormântul lui să-și dea seama de importanța pe care a avut-o Cătălin Hâldan în ceea ce înseamnă coeziunea între suporteri și echipă și între un club de mare tradiție. Și pe viitor, când vor intra pe teren, să se gândească să dea și mai mult, dacă pot, și pentru Cătălin Hâldan. Pentru că sunt sigur că se bucură de acolo de unde este, pe fiecare victorie a echipei.